FC Zalău a obținut o remiză în penultimul joc amical de pregătire programat înainte de startul returului de campionat. Sâmbătă la Dej, elevii lui Constantin Olariu și Cristian Oros au terminat nedecis. Scor 2-2, confruntarea cu CS Unirea Dej. După un eșec suferit în primul joc de pregătire, scor 1-3 în fața Șepcilor Roșii de la Universitatea Cluj, grupare ce evoluează în Liga a doua. Echipa clubului sportiv Fotbal Club Zalău a obținut 2 victorii, scor 6-0 în fața juniorilor de la Sportul Șimleu, respectiv 3-1 în fața juniorilor republicani de la Universitatea Cluj. Seria jocurilor de pregătire a continuat sâmbătă pentru sălăjeni cu partida disputată în deplasare pe terenul echipei CS Unirea Dej, partida controlată în cea mai mare parte de zălăuani, dar care s-a încheiat în cele din urmă nedecis în urma a 2 goluri marcate de echipa din județul Cluj pe final de joc. Elevii lui Constantin Olariu și Cristian Oros au început bine confruntarea de la Dej și au condus cu 2-0 în urma golurilor reușite de craioveanul Luis Copilescu, sosit la echipă în această iarnă, respectiv de Alexandru Pop junior. Pe final de partidă, concentrarea sălăjenilor a scăzut și dejenii au profitat, reușind să restabilească egalitatea cu mai puțin de 3 minute înaintea fluierului de final. Pentru FC Zalău urmează la mijlocul acestei săptămâni o nouă partidă puternică în compania echipei din Liga Secundă, FCM Baia Mare. Duelul dintre sălăjeni și maramureșeni se va disputa în Ungaria, la Nigvator, miercuri în jurul orelor amiezii. Primul joc oficial din campionat al echipei FC Zalău este programat vineri, 4 martie, la ora 15, când elevii cuplului de antrenori Olariu Oros vor primi vizita echipei CSM Avântul Reghin.